Salutare, oameni buni, aici Unge aici și bine v-am găsit la un videoclip puțin tel mai special, aș putea spune. În acest videoclip am să fac Overwatch unui meci de competitiv Counter-Strike Global Offensive, oameni buni, și îmi voi da cu părerea despre ce s-a întâmplat. Sincer și eu sunt curios, să aflu ce s-a întâmplat într-un match, să descoper cine a fost hackerul și să-l reportez. Știu că nu face cine știe ce reportul meu, dar cine știe, poate într-o lume paralelă contează părerea mea. Ok, acum să ne deschidem consola. Păi ce tastă era oare consola aia? Așa. Demo. Bun. Hai mă, ce naiba. Uite așa. Hai să vedem cum a decurs meciul aici. Hai. Oh, am dat pe pauză? Da. Hai. Deci acesta este suspectul nostru, oameni buni. Ca să vedeți cu cine avem de-a face. Persoanele din acest joc primesc un nume random, deci să nu băgați în seamă. The suspect este în general persoana care a fost raportată pentru hacking. Hai să-i dăm drumul aici un clip. Ok, vedem mai rapid. Deci ăsta cred că a fost raportat din warm-up. Da, a fost raportat din warm-up. Ba nu, ăsta e în decursul meciului. În decursul meciului, greșeala mea, scuzați. Ok, vedem ce s-a întâmplat aici. Deci la echipa de T, suspectul nostru. Bun, hai să vedem faza asta încet. Era un bot, nu e cine știe ce. Ok, mai departe. Interesant cum tipul ăsta se duce cam direct spre counter-teroriști. Are ceva tipul. Oh, a fost omorât. Hai să mergem mai departe. Am dezamorsat bomba, toate bune. Bun. Să-l vedem pe băiatul nostru în acțiune. Mă, nu înțeleg de ce tipul ăsta a fost raportat. Mă rog, există și persoane în general în Counter-Strike care raportează playerii random pentru că li se pare lor că e ceva neregularitate acolo. Eu văd că suspectul ăsta joacă normal Counter-Strike, adică nu văd nimic care să fie ieșit din comun până acum. Suntem obligați să vizionăm acest match până la final. Astfel nu merge. Și a venit ăla și a dat bucata. Și ce-au rezolvat? Bine, nu înțeleg de ce tipul ăsta ar fi hackerul. Îmi poate harta. Îmi poate harta, frate. Nu poate să urce pe un capăt de aia. Ce face? Oh. Ok. A picat pe ăla din bolan și... Nothing. Okay. Oh. Aici în runda 20 parcă și-a activat el ceva, că dintr-o dată parcă el așa bun. Și a dat cartoful. Cam dubioase loviturile alea. Hai să mai vedem o dată. Se poate? Zoom. Nu cred că se poate, nu? Să dăm cu o rundă în urmă? Merge?
Hai, mă. Ia, nu merge. Nu, uite, nu merge. Fie rar să fie. Hai să vedem ce face băiatul nostru în runda asta. Cum știe el? Ce deștept e băiatul meu. Nope. Și-a luat și bucata.